tema pe care am să o abordez este, bineînțeles, legată de boicotarea referendumului anunțată astăzi de Partidul Democrat, pe care aș califica-o de la bun început ca un grav atentat la democrație. În acest lucru, deoarece participarea la votul cetățenilor este, asemenea, un drept, dar în același timp și o importantă obligație civică pe care fiecare dintre noi o avem, pentru ca să putem influența destinul nostru, al copiilor noștri, al fiecăruia în parte. Cred că nu avem dreptul, dacă nu participăm la alegeri, să ne plângem de situația care ne afectează din punct de vedere social, din punct de vedere economic sau din punct de vedere politic. Sigur că la auzul acestei decizii, prima mea reacție a fost să mă gândesc la un proverb popular care sună bine cunoscut. Fuga este rușinoasă, dar este sănătoasă. De ce spun acest lucru? Pentru că în felul acesta, Partidul Democrat și președintele Băsescu încearcă să găsească o soluție alta decât votul liber exprimat al cetățenilor pentru a reveni la Cotroceni. Știm bine că boicotarea referendumului de către Partidul Democrat poate să pună în pericol forumul necesar pentru asigurarea referendumului, și anume acela unei prezențe la vot de 50% plus 1 din numărul total al alegătorilor înscriși pe listele de vot. Și atunci această soluție, care este una evidentă de evitare a confruntării cu cetățeanul, prin neparticipare, poate să asigure lipsa corpului și, prin urmare, pe cale de consecință, reîntoarcerea lui Băsescu în funcția de președinte. Mi se pare că este extrem de grav și pentru faptul că, în acest fel, se demonstrează încă o dată că minciuna este arma preferată a actualului președinte și suspendat de data aceasta, care a făcut presiuni pe toate canalele posibile și în țară și în străinătate, la Uniunea Europeană, pentru ca referendumul să se organizeze după o regulă neuzuală, și anume aceea a participării a jumătate plus 1 din populația cu drept de vot. În timp ce recomandările Comisiei de la Veneția, în timp ce referendumul anterior pentru eliberarea președintelui, țineți bine minte, s-a desfășurat cu prezența unei majorități simple. Și decizia luată la fel cu aceeași majoritate simplă. Prin urmare, după ce s-a plâns, după ce s-a vecărit, după ce a auzat de toate legăturile posibile pentru a se impune această majoritate de jumătate plus 1, acum, decizia pe care o au, pe care o iau, este aceea de a refuza participarea la referendum, de a boicota referendumul, și în felul acesta eu cred că cei care au acceptat această solicitare au fost induși în eroare de acest demers pe care Băsescu și acoliții lui l-au făcut. Ceea ce urmează, după cum ați văzut deja, toate semnalele sunt date, cred că nu este nevoie de nimic suplimentar pentru a înțelege care va fi practica PNL-ului cu ocazia acestui referendum. Și nu a început bine referendumul și se vorbește despre fraudarea referendumului. Diferite modalități de fraudare. Începând cu președintele Băsescu, care spunea că dacă dispare controlul STS-ului din această procedură, se pot fura 2-3 milioane de voturi. Întrebarea pe care mi-o pun retorică este cumva domnia sa știe exact cum se face lucrul acesta, că am fi curios să dezvăluie tehnica, dacă nu cumva folosit-o. Apoi, ceea ce vreau să mai spun este legat de această tactică a lansării unor mesaje de diversiune cu privire la fraudarea referendumului, care sunt total întemeiate, se referă la modalitatea în care s-au desfășurat recentele alegeri locale. Recentele alegeri locale au fost asigurate în privința desfășurării de guvernul condus de Victor Ponta și nu a existat niciun indiciu, nici cel mai mic indiciu de fraudare acestor alegeri. Cu alte cuvinte, a spune, proba capacității de organizare, pe
corectitudini, dacă ar mai fost nevoie, nu știu de ce, să o dăm. Am dat. Spun nu știu dacă ar mai fi fost nevoie, pentru că n-am impresia că putem să judecăm niște tipare simpliste, adică PDL, să zicem, ar fi capabil să organizeze alegeri corecte, ceilalți n-ar fi. Am mari îndoieli în această privință și, repet, proba a fost dată, așa cum nu văd niciun motiv de suspiciune legat de modul în care va fi organizat referendumul. Cred, în același timp, însă, că autoritățile guvernamentale au obligația, și subliniez, au obligația să asigure toate condițiile favorabile, necesare, unei participări la vot cât mai largi, în așa fel încât, în final, să nu vedem că votul la milioane și milioane de români este desconsiderat de către Băsescu și Partidul Democrat și președintele se întoarce la Cotroceni ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Da? Desconsiderând votul, așa cum spuneam, a milioane și milioane de români, pentru că nu s-a realizat formul necesar. Deci cred că este o obligație clară pe care autoritățile o au și la care sunt convins că nu se vor deroba de a asigura cele mai bune condiții pentru o participare cât mai numeroasă. În același timp, semnificația boicotării referendumului este cea pe care am spus-o, dar vreau să o întăresc, și anume că Băsescu și ai lui nu vor recunoaște votul milioanelor de români care vor vota pentru demiterea unei ședintele. Bazându-se pe faptul că formul necesar nu va fi realizat. Acestea sunt principalele lucruri pe care aș fi dorit să vi le spun, dar nu aș încheia înainte de a sublinia o chestiune. Văd și privesc cu foarte multă preocupare, cu îngrijorare și cu interes această luptă politică care este în plină desfășurare. Și în aceste zile am avut nu de puține ori senzația că mulți dintre oamenii politici se gândesc în exclusivitate la persoana lor, la situația lor prezentă sau la situația lor viitoare. Prea puțin pare să intre în această ecuație soarta României și a cetățenilor ei. Lipsa de preocupare mi se pare evidentă. Sunt cu toții încleștați într-o luptă așa, aproape pe viață și pe moarte. Eu cred că lupta politică trebuie să fie izvorită din necesitatea de a confrunta idei, valori și principii. Trebuie în lupta politică să existe adversari politici pe care să-i combate cu forța argumentelor, dar nu folosind ura, disprețul și, în final, aș spune, această încrâncenare care este nefirească și este dăunătoare. Din păcate, viața politică românească s-a deteriorat în ultimii ani, tocmai datorită acestui stil de a face politică care poartă amprenta unui singur om, care este amprenta lui Băsescu. Și astăzi, sigur, fiind un observator atent al vieții politice, am observat, aș spune, un tip de cerseni. L-am văzut pe primul ministru, rupt de această bătălie în care, așa cum spuneam, sunt foarte mulți implicați, venind cu, în fața cetățenilor, cu totul și cu totul alte preocupări. Și anume, măsurile anunțate în domeniul agriculturii. Sigur că noi suntem aici la oraș și poate ne interesează mai puțin agricultura, dar agricultura este o ramură economică în care cresc milioane de români și care le influențează viața. În bine sau în rău, mai ales în funcție de condițiile meteorologice. Anul acesta este, din păcate, un an meteorologic prost pentru agricultură. Și cred că măsurile care au fost anunțate, care le vor permite fermierilor să obțină finanțare pentru a-și desfășura lucrările agricole din timp, ținând cont de veniturile mai scăzute pe care le vor avea în acest an din cauza secetei, este o măsură extrem de potrivită. Măsurile legate de absorbția suplimentară a fondurilor europene, măsurile care se vor lua în legătură cu aplicarea sistemului de TVA și care, pe de o parte, vor face o serie de produse alimentare mai ieftine și vor
Mecanismul pe care l-am văzut că urmează să fie utilizat îmi dă convingerea că de data aceasta s-a găsit o formulă bună, o formulă economică foarte bună, care va permite în același timp și scăderea prețului alimentelor de bază, de care vor beneficia toți consumatorii și, în special, bineînțeles, cei cu venituri modeste, și în același timp se va reduce și în mod substanțial evaziunea fiscală. Cred că această demonstrație pe care a făcut-o astăzi Guvernul este una necesară, pentru că trebuie să nu uităm, cu toții cei care suntem în politică, am fost puși, am fost aleși pentru a ne ocupa de și a rezolva problemele cetățenilor și nu pentru a rămâne în mod permanent în lupte sterile, așa cum încearcă să facă Băsescu de ani și ani de zi. Cred că misiunea și menirea noastră este aceea de a servi cetățeanul, de a crea un cadru normal, constituțional, de funcționare stabilă a statului, fără scandaluri permanente. Și cred că acesta este un lucru pe care sper ca cetățenii români să-l observe și să-l aprecieze. Și eu cred că acesta este sensul în care trebuie făcută politica, nu aceea de a rămâne permanent în aceste lupte care sunt exclusiv lupte pentru putere, lupte pentru scaun, așa cum demonstrează, din păcate, chiar astăzi, Traian Băsescu și Partidul Democrat prin decizia pe care au luat. Vă mulțumesc și vreau o întrebări. Ați făcut o analiză la nivelul PSD, cam cât de mult sunteți influențați sau afectați, cam cât de mult sunteți fi afectați de această boicotare, pentru că președintele suspendat îți dea un mesaj clar astăzi, că reprezentarea la vot poate fi mai valoroasă decât votul în sine. Cam cât la sută va fi afectat pragul acesta de majoritatea aprecierea mea este că vor trebui aduși în mod suplimentar între 5 și 10% din numărul de alegători. Vor trebui convinși, atrași să vină să voteze între 5 și 10% din numărul total de alegători. Ceea ce nu este un lucru ușor, asta înseamnă între 900 până la 1,8 milioane de alegători pentru a putea asigura condiția de quorum. Însă, eu cred că totuși, după această frământare politică care durează de ceva vreme, cred că nu există aproape cetățean în România care să nu fie la curent cu organizarea referendumului, care este miza referendumului și, din acest motiv, cred că și conștiința fiecăruia va fi trezită, aș spune, pentru a-i determina să vină la vot în ziua referendumului. Sigur că acest lucru trebuie făcut prin toate canalele media, trebuie dat acest mesaj foarte clar că românii își decid într-o manieră foarte importantă viitorul pe următorii ani. Și dacă vor să rămână într-o Românie marcată, așa cum spuneam și mai înainte, de conflicte, de tensiune, de certuri, de ură, de dezbinare, atunci asigur că pot să stea acasă. Domnul Felician, în cazul în care referendumul nu va fi validat, dar dintre cei care se prezintă la vot, cei mai mulți spun da. Cum va interpreta USR acest rezultat? De ce veți face, veți continua să cer? Eu cred interpretarea pe care o va da USR-ul. Eu cred că fiecare cetățean va avea conștiința că votul lui este desconsiderat de către președinte și de către cei de la Partidul Democrat și va avea un sentiment puternic de frustrare. Iar pe de altă parte, n-am să ezit să spun că acest lucru va fragiliza în mod clar, în eventualitatea în care referendumul nu va atinge quorumul, va fragiliza un personajul care se va întoarce la Rocen, în speță pe Traian Băsescu. El deja este, aș spune, un președinte care s-a ales la limită la alegerile din 2009. Știți că a avut o majoritate extrem, extrem, extrem de redusă, numeric, la care au contribuit într-o măsură apreciabilă românii în străinătate. S-a spus acest lucru și vreau să-l repet, Traian Băsescu a pierdut în 2009 alegerile în România, dar cu sprijinul voturilor din străinătate strânse de domnul Barkonski la Paris și probabil de alți consul ai BDL-ului prin diverse alte secții de votare, a reușit să
câștige în final alegerile prezidențiale, deci el era deja într-o poziție foarte fragilă, iar toate sondajele de opinie din ultimii ani, inclusiv din acest moment, indică o erodare pe termenul credibilității lui. Un vot masiv împotrivă a se reîntoarce la 4% poate să fie un artificiu administrativ, dar din punct de vedere politic, părerea mea că Băsescu va fi un președinte terminat. Puterea va cere în continuare după 29, în scenariul pe care îl spunea și noastră, demisia de la Petrocenia președintelui suspendat. Episodul suspendării și demiterii se încheie o dată cu votul de pe 29 iulie. Nu ne rămâne decât să vedem care va fi rezultatul votului, însă eu aș spune că în momentul de față, bazându-mă pe ceea ce indică sondajele, pentru că altfel discuția pe care o fac și eu în direct cu cetățenii când mă întâlnesc, aș putea spune că este cea mai indicatoare, poate că primesc în mod sistematic aceleași mesaje, fie că, că sunt în București, fie că mă găsesc în țară, oamenii sunt poate să fie foarte mobilizați și determinați de a veni la referendum și de a vota pentru demitere. Spun că sondajele indică în mod clar și un vot în favoarea demiterii și indică o participare care să depășească vorba. Așa încât eu vă spun că sunt optimist în această privință și sigur că nu pot să nu observ tertipurile pe care le încearcă Băsescu pentru a se salva. Trebuie însă totuși